Bun găsit, sunteți la Cocktail, o emisiune în care discutăm despre afaceri, vorbim și despre pasiuni, vorbim despre multe lucruri, pentru că în studioul nostru se află o persoană care e foarte ocupată, ne întrebăm când poate să le împace pe toate, un antreprenor de succes și un antreprenor cunoscut în mediul de afaceri, un producător autohton, de fapt. Îi spunem bine ați venit, domnule Laurențiu Cătălin Ioniță, antreprenor al unei companii care produce încălțăminte din piele. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor Campus TV. Mă bucur pentru invitația care mi-ați făcut-o și m-am simțit destul de încurajat în momentul în care ați spus o sintagmă care la ora asta este din ce în ce mai mult pe care dispariți, producător autohton. Când o să vedeți Da. Și supratitulul nostru, o să fiți și mai încântat. Da, stăm bine la capitolul cum, încurajat, da, dar poate încurajat, doar verbal. Da. Știți cum e, oamenii ăștia care ne conduc, oamenii politici, întotdeauna au vorbele la ei, mă rog, cei care se pricep la discursurile de astea. Și în realitate constatăm că problemele din teren sau problemele punctuale sunt cu totul altele. Și de acolo de la București se văd altfel, de acolo de la București de unde sunt dirijate politicile fiscale, alte politici care pot îngreuna sau încuraja practic anumite afaceri, nu prea se pupă unele cu altele în realitate. Dar nu vreau să fiu rătăcios cu dumneavoastră. Oamenii politici care sunt la București sunt oameni din țară. În primul rând nu sunt bucureșteni și nu vreau să punem o anatemă pe zona Bucureștiului. Aș vrea să gândesc lucrurile oarecum într-un alt mod. Ar fi bine totuși ca politici să fie de la București sau din România. Problema cea mai mare este că se pare că tot ceea ce noi facem vine din altă parte. Asta e mai trist. Pentru că se pare că noi nu ne regăsim niciodată în nicio ecuație, ne regăsim probabil într-o Europa cu viteza a doua, s-a vorbit foarte mult în zona politică despre acest lucru. Suntem pe frâne de mână. Da. Și politicile care le facem vorbite sunt doar, nu știu, o formă de a exprima o intenție, nici de cum o faptă. Noi cei care încercăm să fim în economia reală și cum ați spus că suntem ocupați, m-ați găsit tot timpul ocupat, nu m-ați găsit niciodată, căutăm de la orice oră. De vreo două săptămâni încerc să vă prind la emisiune. Și am spus imediat cum îmi găsesc timp, sunt la dumneavoastră. De ce? Pentru că aceste lucruri totuși trebuie vorbite. Să știți că noi cei care încercăm să ne zbatem în această existență a IMM-urilor în România, avem probleme și nu doar vorbite. Avem probleme care le trăim și încercăm să le facem față. Și să știți că nu este ușor. Dar, așa cum ne stă bine întotdeauna ca un antreprenor, așa cum s-a născut, așa și moare. S-a născut cu o intenție de a face și probabil că moare tot cu intenția de a face, dar nu se știe până unde face. Din câte știu, ați pus la cale acest business în 94, dacă nu mă înșel. În 1994, când am terminat facultatea, am avut o provocare interioară. La ora aia, știți, erau puțin mai greu cu locurile de muncă. Acum se inversează. Sunt foarte multe locuri de muncă, nu prea sunt solicitanți. Terminam facultatea, eram într-un sistem care să pletea încă cu sistemul bugetar, greu de găsit un loc de muncă și am spus ce-mi rămâne de făcut. Poate să-mi dovedesc că pot să fac ceva. Și atunci era destul de greu să înființezi o societate. Deci era sentință judecătorească, dar era cu participare în sală de ședință, motivai faptul pentru care face acea societate comercială. Și am început-o cu tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, cel care a fost asociatul meu 50% și m-a încurajat tot timpul pentru că avea spirit din familie, provenit din zona celor care au constituit cei care au făcut ceva în țara asta în anii dinainte de război. Și mi s-a dat această încredere din familie că pot să fac ceva în contextul în care nu vreau să mă înrolez unui sistem anterior care era bazat un loc de muncă, puteam să mi-l găsesc printr-o intervenție și nu este rușinos, vă spun clar, puteam să găsesc un loc de muncă doar să intervin, să dau, să fac, nu sunt pe modelul ăsta și dar nu puteam și să fiu pe modelul ăsta. Poate în sistemul bugetar, eu vorbeam de chiar sistemul care se împletea între privat. Cel privat și bugetar. Încă erau momentele în care se privatizau societățile prin
știți, FPS, FPP. Da, da. În fine, nu era nimic delimitat. Și vândute după aia. Exact, exact. În contextul ăsta am zis, fac o firmă și încep pe picioarele mele cea. Acum nu știu dacă trebuie să dau un detaliu, firma se cheamă Mopiel și toată lumea m-a întrebat de la cine Mopiel, de la piele de Moldova, de... nu domnule, nu vin de la nimic piele de Moldova, mod de la murărit și da. Piel de la pielărie. Și așa s-a născut, pentru că prima mea activitate, să știți că n-a fost în domeniul cel pe care l-am terminat. De ce? Pentru că nu aveam resursa financiară pentru a face o investiție care la ora aia era de minim, să spunem, echivalentul la un 50.000 de euro, cu toate că nu era euro. Când am pornit eu în 2001, propriu-zis pe activitatea mea, nu aveam acești bani, nu puteam să mă finanțez cu ei și am spus că pe o investiție mai mică, adică o moară, într-o zonă rurală, îmi poate da șansa să văd dacă pot să mă organizez de la mic la mare pe cont propriu. Așa am pornit și am mers mai departe. După aceea vă pot spune și alte detalii dacă vă sunt utile. Bun, da, și când ați început să dezvoltați cu adevărat această afacere cu adevărat, fabrica de încălțăminte? Cu adevărat, fabrica de încălțăminte a fost pornită în 2001 la Râmnicu Sărat. Deci eu am funcționat ca angajat, deci am fost angajat în sistemul pe care vi l-am spus puțin mai devreme, dar nu în Focșani, de unde provin eu, ci în București, unde m-am dus, mi-am depus curriculum vitae la o fostă societate de stat, Antilopa S.A. se numea, era unul din jucătorii mari în piața de încălțăminte în România. Am lucrat aproape un an și jumătate acolo, după care am pornit în sistemul privat, în sensul că acolo, în incinta Antilopei, lucrau mai multe firme străine care aveau nevoie de oameni care să le gestioneze business-ul în România. Eu am fost unul dintre cei recrutați și am funcționat până în 2001 ca reprezentant director de producție al unei firme italiene și am încercat să construiesc viitorul, cum ar veni, în această meserie. Să-mi completez acea structură de know-how pe care nu aveam din facultate, pentru că știți foarte bine că sunt și carențe în sistemul nostru de învățământ, nu scoate profesioniști, că n-are cum să scoate, chiar dacă avem stații pilot în facultăți, scot oameni care sunt atenți la detalii, trebuie să intre în suportul problemei și după aceea să o dezvolte. E, acest lucru am reușit să facem până în 2001, societatea nu a funcționat din 94 până în 2001 pe domeniul ăsta de activitate, a funcționat pe primul domeniu pe care vi l-am spus, iar în 2001 am spus, da, sunt pregătit, pot să pornesc. Și am pornit. Unde? Pentru că costurile trebuiau să fie relativ sustenabile pentru mine. Nu puteam să încep în București, da? Deci nu aveam bani pentru chirii de București, nu aveam bani pentru utilaje noi, nu aveam... Și am pornit într-o formă, să spunem, ameliorată, încât să duc lucrurile mai departe. Primul sistem pe care noi am pornit a fost acela al producției LON, cea în care executam manoperă. Tot ceea ce însemna parte de pregătirea fabricației venea din Italia. Noi executam manopera, produsul și vindeam manopera mai departe. Asta era LON. Cu câți angajați ați început atunci? Am pornit cu 20 de angajați, dar în foarte scurt timp, în 6 luni de zile, am urcat la 80, 150. În decursul activității noastre am ajuns la 300 de angajați, dar acum suntem din nou într-o formulă care să facă față. O să vorbim și de ce s-a ajuns tot așa la un număr mai redus. Nu, înainte de a vă întreba dacă, eu știu, mediul, sau mă rog, statul în 2001 v-a încurajat cu ceva, adică sau practic ați avut efectiv curaj să vă înhămați la o astfel de afacere. Știți că întotdeauna când vorbim de cineva care are o inițiativă de afaceri și se poate denumi antreprenor, este vorba de foarte mult curaj. Să știți că nu este ușor să ieși dintr-o zonă de autoconservare în care spui, mi-e bine cu un loc de muncă, mi-e bine cu un salariu, mi-e bine cu ce am ca să trăiesc oarecum normal și de ce să mă înham cu atâtea probleme pe spatele meu ca să ce? Să devin mai bogat? Nu, acestea sunt niște provocări. Iar eu am simțit la ora respectivă că pentru mine statutul de a decide eu modul în care mă organizez, de a decide eu ce pot să perfecționez în a face un business pe o altă dimensiune, reprezenta pentru mine o provocare. Deci provocarea de a nu sta în zona în care sunt un om care simplu merge 8 ori la muncă, se întoarce acasă și după aceea continuă alte activități gospodărești.
Aceasta cred că face parte dintr-o structură de ADN a fiecăruia, că dacă nu am fi toți antreprenori. Și până la urmă, dacă am acceptat această provocare, să știți că am lăsat niște locuri de muncă bine plătite la ora aia și eu și soția pentru a face acest lucru. Nu, și revin la întrebarea pe care ați spus-o puțin mai devreme, nu am fost ajutați de nimeni cu nimic. Deci la noi a fost o perioadă de lentoare din punct de vedere al dezvoltării antreprenoriatului și a forței capitalului românesc pornind de la mic la mare. Noi am fost obișnuiți și oamenii politici pe care dumneavoastră i-ați amintit puțin mai devreme, au fost obișnuiți cu torturi mari, cu milioane, cu miliarde. Nu au fost nimeni obișnuit să pornească de jos și să urce. Probabil că de-aia nici nu ar fi obișnuiți să plece de sus și să cadă pe undeva pe jos și îi sperie întotdeauna aceste lucruri. Bun, și ați ajuns destul de departe, ați ajuns cu afacerea, cu produsele, să vă extindeți pe lângă piața internă, aveți, cred că practic piața externă este mult mai accesată. Vedeți, vă pot da mai multe detalii. Am avut o bună perioadă de timp în care am fost axat 80-20 piață externă, 80%-20% piață internă. Am avut câțiva ani, mă refer 2005-2006-2007 până la jumatea lui 2008, care mi-au schimbat foarte mult raportul. Adică am ajuns până la inversat 30-70, deci 30 piață externă, 70 piață internă. Și am dus lucrurile așa, de ce? Pentru că exista un potențial de creștere. Știți că economia românească, fie că a avut sau că n-a avut suport, a avut o creștere. Până în criză. Până la finalul 2008, când cineva ridica mâna și au căzut toți ca loviți de soartă. Noi n-am abandonat piața externă, nici pe departe. Problema mai mare care a fost pentru noi a fost că ei ne-au abandonat pe ei. Când criza a lovit Europa, deci noi mergeam în continuare, pentru că să știți că noi, trecând de la faptul că am avut acea gen de producție lor care nu ți permitea să dezvolți un brand, o marcă proprie, nu brand, că e prea se întâmplă acum. Așa, când se întâmpla, deci când a fost acest lucru, acest pas, noi am încercat la momentul ăla să ne autodefinim și să spunem marcă proprie. Deci am ieșit cu produsele noastre, cu colecția noastră și mergeam la târgul la Milano, la Düsseldorf, să fim prezenți. Și mergeam sub pavilion românesc. Ce s-a întâmplat în 2008 și 2009? Cei care erau reprezentanți, deci buyerii, reprezentanții ai lanțurilor mari care vând încălțăminte, au spus așa, domnule, nouă ni s-a micșorat bugetul de achiziții, voi vă aflați aici, în noi furnizori, voi ca piață estică, ca cei care veniți ca furnizori din piața estică. Și în 2008 bugetul lor era atât. În 2009 bugetul lor pentru achiziții s-a înjumătățit și până am ajuns în 2013, spre exemplu, când ne-am dus la târguri să ne trezim cu cei care comandau, că spuneau, ne scuzați, nu mai avem buget pentru voi. Păi și asta este. Noi cumpărăm doar de la furnizorii pe care i-am avut de-a lungul timpului tradițional și noi vrem să consolidăm relațiile cu ei, nu cu voi. Poate dacă se va mai schimba ceva în piața noastră, vom lua și la voi. Încât am ajuns să ajung la în 2014, 15, 16 să am 5 sau 6% export. Restul să lucrez pentru asta piața internă. Deci a rămas, deci atât de puțin a rămas în momentul de față. Da, pentru că am fost conexați mai mult cu piața Europei. Problema noastră a fost că atunci când criza a lovit mai mult în Europa. Dacă aveam conexiuni... Piața de desfacere, nu? Unde era piața de desfacere. Era Italia, era Spania, era Franța, am avut Anglia, am avut mai multe țări care au o tradiție din a consuma încălțăminte, din a fi tot timpul într-o zonă în care respectă un trend, respectă, eu știu, țin la o ținută a lor sau nu sunt în zona în care să țin o pereche de încălțăminte 7-8 ani, 10 ani, chiar dacă nu se strică. Sunt într-un alt circuit, într-o altă civilizație. În Statele Unite mai aveți contracte? Am avut Statele Unite o relație, a funcționat până în 2007 sau 2008, de foarte scurtă durată, deoarece
prin prisma cine ne-a facilitat, consultantul care ne-a facilitat, s-a retras din zona business-ului cu încălțăminte. Deci, pentru noi s-au cam rupt puțin relațiile. Dar noi încercăm, totuși, de-aia v-am spus că facem pas, rămânem în continuare cu activitate, ca dacă se reformulează anumite lucruri, și o să vă dau detalii asupra ce mă refer, reformulează, să fim pregătiți de a construi din nou piețe care, la un moment dat, noi așteptăm, domnule, criza asta nu poate să dureze la infinit. Trebuie să întâmple cea și ei trebuie să facă cea. Undeva trebuie să rupă coada de pisică. Bun, în momentul de față, cam ce capacitate de producție aveți? Dacă vă referiți la ceea ce înseamnă capacitatea de producție legată de utilaj, eu pot să produc undeva și 1000 de perechi pe zi. Dacă ne referim la personal pe care îl avem la ora asta, nu producem mai mult 200 de perechi pe zi. Deci vă dați seama ce diferență poate. Eu cu utilaj stau foarte bine, nu am probleme de genul ăsta. Cu oamenii stăm rău și cu comenzile care vin către noi, pentru că încep să vin din ce în ce mai puține și axându-ne mai mult pe piața internă, vedeți că scăzând puterea de cumpărare, automat eu nu pot să produc în excedent și să lucrez cu marfă pe magazie ca să ce. Bun, aici e bine că ați ajuns și a zis de faptul că scade puterea de cumpărare. Asta în ce condiții în care, mă rog, așa ne uităm la televizor, se măresc salariile, iată, și aici introducem în discuție și majorarea salariului minim și efectele respective. De ce anume există scăderea asta de putere de cumpărare? Cred că avem o problemă care a pornit de atunci, din 2008, când a spus dumneavoastră. Au fost două lucruri sau două aspecte foarte importante care au clătinat foarte mult piața de consum și puterea de cumpărare. În primul rând, diminuarea salariilor la ora aceea și a pensiilor nu a crescut încredere de a mai investi în ceva. Doi, avem un alt lucru care se vede destul de proeminent. Noi ne-am îndatorat să facem consum și ne-am îndatorat la niște costuri. Da? Deci fiecare român are un credit. Dar a pornit cu niște bani. Știți ce s-a întâmplat în 2008 la final? Spre exemplu, eu dacă mi-am înnoit linii de credit, știți ce s-a întâmplat în 2009? Deci dacă am pornit la un 9% dobândă, când am fost chemat la reînnoire de linii, știți ce dobândă mi s-a dat? Crescut, s-a dublat? 19%. Da, mai mult decât dublu. Mai mult decât dublu. Deci, acest lucru s-a întâmplat la o societate comercială, sau în zona, să spunem, antreprenorilor. Dar ce s-a întâmplat la persoana fizică? Același lucru. Și nu dublu, poate și mai mult. Păi când vedem că din spate avem o inerție de genul ăsta în care s-a zis că se rezolvă inflația sau eu știu ce alte datorii care trebuie să le plătească România sau alte rezerve sau provizioane pe care trebuie să le facă România pentru a sta bine, s-a lovit în acest lucru. Omul pleacă cu un sentiment destul de mare de frustrare în a scoate bani să cumpere ceva. Doi, o problemă foarte importantă. La noi ni s-a distrus totuși capacitatea de a mai da valoare unui lucru, valoare reală. Pentru că în același timp când noi am sărăcit și s-a văzut prima oară gaura în buzunare, ne-am dus către produsele astea mai... Dar ne-am dus către că ni s-a oferit această chiftea, această piftea. Da? Deci s-a știut că ajungem într-o zonă în care nu mai putem să ne asigurăm acel lucru pe care ne-l doream. Dar eu trebuia să îmi folosesc un televizor, trebuia să îmi folosesc, să mă îmbrac, trebuia să mănânc. Și atunci a fost momentul în care piața a fost invadată de toate cele care ne fac rău. Și noi ne-am dus într-o zonă în care la prețul ăla erau, noi am început să spunem că dom'le, arată la fel, traba Mercedes la mine, e mașină, nicio problemă. Noi ajungem să dăm pe Mercedes preț de trabant. De ce? Pentru că a fost un suport al unei
modificarea matricii mentale a valorilor. Deci când oamenii au început să spună, da, eu am bugetul ăsta, în el mă încadrez și eu trebuie să-mi acopăr toate nevoile, a început să cumpere cei mai ieftini. Și dacă noi avem niște costuri de producție, ca să punem în piață un produs de calitate, o calitate costă. Vrei o calitate mai bună, trebuie să plătești un preț și mai mare. În condițiile în care noi n-am mai fost în stare să facem acest lucru, automat vă dați seama că mărfurile care proveneau în piață, mai bune, mai corecte, dar mai scumpe, au fost lăsate de consumatori deoparte și noi toți cei care trebuia să producem pe niște costuri. Pentru că avem niște salarii. Noi nu avem salarii de China. Noi nu avem taxe de China. Noi avem taxe de România care se vrea integrat în Europa cu toate alea, cu toate alea, cu ta-ta-ta-ta. Da? Deci le dăm pe toate și trebuie să le băgăm în preț și când ne ducem cu prețul la consumator, spunem, stai, nu, n-am bani de asta, da. Eu iau pe asta. Și atunci tu rămâi din ce în ce te duci la fund. Deci au fost niște măsuri care au atins un punct pe de-o parte, dar au dezmembrat foarte mult pe partea cealaltă. Mai vorbim de un alt lucru, în buzunarul cetățeanului. Tot ce înseamnă consum de bază, utilități și tot ce vreți, au crescut prețurile. De ce? Pentru că sunt companii străine care le-au luat și ei fixează prețurile și noi tot timpul ne ducem cu ochii așa și când ne uităm în buzunar, ia, dă-o pe aia, dă-o pe aia, dă-o pe aia, dă-o pe aia, ce-ți mai rămâne? 3 lei. Păi ce fac? Mă duc și mi-au haine de 3 lei. Păi mă duc la second hand. Ce dezvoltăm? Da. Second hand. Nu mai dezvoltăm producătorul de haine, nu mai dezvoltăm producătorul de încălțăminte, nu mai dezvoltăm un producător de alimente care dă alimente de calitate. Nu mai, nu, nu avem cum. Da? Bun, domnul Ionuță, în momentul de față, foarte pe scurt, aș dori să caracterizați din punctul nostru de vedere și din ceea ce știți de la colaboratori și din situația financiară cu care se confruntă colaboratorii dumneavoastră sau mediul de afaceri unde vă învârtiți dumneavoastră. Care e în momentul de față, care credeți că este în momentul de față relația stat-antreprenor autohton? Că e o diferență. Că ăștia din afară știm. O groază de facilități. Cum a spus și dumneavoastră, am ajuns să avem utilitățile vândute către persoane, mă rog, către companii din străinătate, dar noi vorbim aici de producție autohtonă. Cum ați putea caracteriza relația asta? Păi, relația cu toată succesiunea politică pe care a avut-o România în ultimul timp este... Să nu spun vorbă mare, dar cred că se duce într-o zonă de faliment economic pe capital autohton. Și vă spun din ce cauză. Pentru că dacă tu încerci să operezi într-o piață și știi că o activitate privată înseamnă că piața e locul unde se întâlnește cererea cu oferta în mod real, fără alți factori. Da? Deci nu vine cineva să influențeze piața, să autoreglează. Dar când tu vii și influențezi piața muncii și spui eu sunt cel care de mâine, fără să vă întreb nimic, voi mai introduceți o cheltuială de atât. Pentru că așa e... Cu toate că se instituie o comisie trilaterală care spune, domnule, trebuie să discutăm și reprezentanții lor, așa la... Bun, n-a fost luată în calcul. Formal, formal că se duce și discutăm, dar plecăm, venim toți copiii noștri, dar plecăm cu opinia unuia. Aia e altă treabă. Dar nici măcar n-a fost consultată. Deci, în condițiile în care vorbim de o formă fără fond, nu mai cred că poate fi vorba de un respect, atenție, de un respect a cuiva care a încercat să facă ceva. Și... Vreau să vă spun așa, mediul de afaceri în România și cu capital autohton se împarte mai multe categorii, da? Știți de afaceri direcționate, da? Deci apar acei oameni antreprenori care sunt legați de tot ce înseamnă afaceri cu bugetul statului, îi știți pe aceia, care lucrează pe niște profituri imense, care au firmă de apartament și ei fac milioane de euro, îi cunoașteți. Ați auzit de bani care au plecat din România, care era nevoie de ei de fapt în România, să fie investiți în economia reală și s-au plecat și nu să mai întorc, pentru că dacă se întâmplă lucruri în care se cere acest lucru a se întoarce, apar măsuri politice care interzic lucrurile astea. Deci suntem în zona aia, suntem în zona multinațională care știți câte facilități au, numai pentru că au venit la costum și cravată, noi ne plecăm și dăm capul de pământ de 3 ori pentru că bine ați venit la noi și noi ne facem preș în fața voastră.
Nu știu din ce cauză, poate o fi un comportament, dar nu știu totuși chiar așa de românesc din vechime. Eu știu totuși că România, România avea o demnitate. Așa, vorbim după aceea de acest segment al IMM-urilor unde lucrurile au plecat pe o zonă normală, adică un individ, un cetățean român avea o idee de afacere, s-a împrumutat de bani, pentru că așa pornesc afacerile, să duce mai departe în activitatea lui, muncește dimineață până seară, pentru că nu poate să fie un antreprenor, nu e un om de 8 ani niciodată, absolut niciodată, și încearcă să facă profit. Și în timp ce el aleargă, el trebuie să plătească bani pe diferite căi la ceea ce a spus dumneavoastră, element numit stat. Stat. Cu toate instituțiile aferente. Păi, dacă dumneavoastră până acum ați văzut un pas ca om care mergeți simplu pe stradă, ați văzut un pas care să încurajeze aceste acțiuni, eu nu vă spun decât felicitări, ați sesizat acest aspect. Și ați putea să fiți mai obiectiv dumneavoastră decât mine, pentru că eu dacă vă dau răspunsul, par subiectiv, pentru că eu sunt din zona cealaltă, baricada cealaltă, și aș putea să fiu luat de ipocrit, omul care vorbește doar ca să-i fie bine, face lucruri numai spre prosperitatea lui, bogăția, eternitatea lui. Nu este nici pe departe așa. Se pare totuși că la ora asta pentru capitalul autohton era o zonă de ajutor folosirea fondurilor europene. Ați văzut cu ochii dumneavoastră că tot ce înseamnă proiecte pe fonduri europene au o mare problemă în derularea lor. Au o problemă de faptul că nu se startează acele măsuri sau se startează cu întârziere. Sunt o grămadă de lucruri neclare. Sunt consultanți care nu lucrează 100% în direcția care trebuie și sunt foarte mulți privați care renunță la așa ceva. Astea erau niște măsuri care puteau să creeze un prim pas în ancorarea în economie cu un suport care să nu fie numai de partea lor. Pentru că asta era o formă care ajuta, deci ați crea un capital, da? O investiție, a avea, eu știu, utilaje de ultimă oră cu care să poți să faci o productivitate mai bună, să ai, eu știu, oameni pregătiți mai bine pe pozdru, să-ți califici oamenii. Erau multe facilități, dar ele sunt totalmente disfuncționale și dacă vă uitați cine le accesează, jumătate, dacă nu chiar mai mult, sunt niște lucruri care nu sunt întotdeauna foarte bine puse la punct. Și atunci, dacă ăsta ar fi un prim pas, adică ajutor cu fonduri, al doilea pas ar fi o fiscalitate care să susțină, deci nu una îngrozitoare, nu o forță de muncă pe care o plătești foarte scump, pentru că în România știți foarte bine că taxele pe forță de muncă sunt aproape cele mai mari. Deci, dacă aia nu e, aia nu e, la întrebarea dumneavoastră care mi-a spus-o, cred că aveți un răspuns foarte clar, din zona noastră și din ceea ce vorbesc și cu alți antreprenori, pentru că întâmplători și noi suntem într-o zonă în care vrem să ne reprezentăm. În patronatul întreprinderilor mici și mijlocii suntem mai mulți oameni care ne spunem păsurile și încercăm să vedem, băi, mi se întâmplă numai mie sau ți se întâmplă și ție. Și în condițiile în care se întâmplă lucrurile astea, să știți că aspectul este real și are un fundament, lucrurile nu funcționează la nivelul capitalului autohton și de-aia v-am spus și revin la primul lucru, se pare că tindem spre un mic faliment în zona capitalului autohton. Vine și această majorare a salariului minim, o măsură foarte bună pentru cei care beneficiază de ea, vorbim de angajați, dar cu anumite efecte asupra antreprenorilor. Resimțiți deja acest lucru? Au fost două majorări impuse într-un interval foarte scurt de timp. Deci în numai câteva luni de zile s-au impus două majorări. Pare într-un fel o măsură normală, dar într-un fel pare populistă. Pentru că eu, ca guvern, dacă îi impun celui care de fapt nu-i partenerul meu, nici pe departe, un business nu-i partener cu guvernul, da? Nu este nici stăpânul antreprenorului guvernului, este doar cel care creează cadrul executiv și, eu știu, legislativ prin intermediul legilor care se dau de altă natură să funcționeze economia, da? Dar dacă eu trebuie să dau acel salariu și nu am de unde, pentru că nu vreau eu,
Pentru că nu am afaceri consolidate noi. Nu putem să ne comparăm cu business-uri care vin din sute de ani tradiții sau din forme în care au relaționat cu piețe sănătoase în care au câștigat foarte mult și eventual la un moment dat statul spune: domnule, am o problemă, ajută-mă mediul de afaceri pentru că ai de unde ai strâns și acum dă și tu, că fă măsuri sociale, că trebuie să făcute. Dacă noi nu venim din așa ceva și doar venim cu ideea că trebuie să dăm. Și eu vă întreb, da, domnule, dau. Uite, de mâine, că am fost luat și interpretat de un stimabil antreprenor din Buzău, doamne, cine nu este în stare să dea nici atât, să plece acasă, că nu e în stare să facă un business. Bun, dar dumneata, ce business faci până la urmă dacă faci acest gen de interpretare? Pentru că dacă îți permiți foarte mult în condiții de criză, e ceva care... Nu știu, dă de gândit pe undeva. Dar eu am încercat să fiu același tot timpul. Eu îmi doresc să dau la salariații mei salarii chiar care să ajungă undeva la 2000-2000 de lei în net. Pentru că facem o comparație cu ce s-a întâmplat înainte de 89 ca valori aleului. Acolo ar trebui să fim normal. Dar, dom'le, piața nu duce. Iar eu ca să mă duc să dau salariul unui om atât, pentru că a venit o măsură legislativă și să fac banii aia ducându-mă la bancă să iau un credit, ar însemna că sunt un tâmpit. Doi, ca să renunț pentru așa ceva la un business, adică într-un crez al meu pe care m-am format, numai pentru că vine cineva și impune un lucru care este totalmente anticapitalist. Deci acest sistem de lucru este... comunistoid grosolan pus cu cărțile pe masă, da? Deci când intervii într-o economie care spui că e privată și vii și îți bați cu pumnul masă că așa se face, ăla nu mai este capitalism. E, în condițiile astea, vă spun, eu aș vrea să dau omului banii aia ca să poată să trăiască, dar în cazul de față am ajuns la acești ultimi bani neți în care venitul minim s-ar fi majorat cu încă 100 de lei, dar aproape vreo 300 de lei cu tot cu taxe și impozite ce mai apar ulterior pentru acei bani. Să știți că deja suta aia de lei, să știți că nu e calculată să-i rămână. Poate vă spun un lucru care vi se pare ciudat. Nu e calculată să rămână omului în mână. Deja, mari jucători din piață, mă refer la cei care ne vând utilități, la cei care ne dau bani împrumut, deja și-au împărțit partea. Pentru că ei deja se gândesc, au majorat prețul la energie, majorează dobânzile la bănci, majorează nu știu ce, încât omului pentru consum efectiv nu se rămâne nimic. Deci, dacă privim lucrurile într-o anumită realitate, o să vă dați seama că această măsură nu aduce adică o creștere a unei... Adică se dă pe de o parte, se dă pe cealaltă parte. Exact, cu o mână se dă, cu două se ia. Bun, ați fost nevoit să luați măsuri în urma efectelor sau veți fi nevoit sau... Am mai fost întrebat și am spus că am trei variante pe care o să le încerc una după alta ca să văd unde putem să ne oprim ca să fim apți pentru a funcționa în piață în condițiile nu numai astea, ci și cele care vor urma, pentru că știți că se anunță și alte măsuri. Prima, am spus-o, să vedem dacă prețul final al produsului finit la raft suportă o majorare corespondentă cu ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare. Deci asta e prima variantă pe care o abordăm. A doua variantă este creșterea productivității. Și este o altă problemă asta. A treia variantă este să modifici matricea de salariați în așa fel încât ajungi la un punct în care vezi că toată ecuația ta economică iese pe plus un leu și nu pe minus. Deci, pentru mine, varianta de a da oameni afară este ultima variantă. De ce? Pentru că așa consider eu. Până la urmă, un business se face și cu oameni sau cu oameni și după aceea cu ceea ce înseamnă bani și altele și altele și alte inputuri. Deci, părerea mea este că relația om-om e cel mai important lucru în tot ceea ce facem noi, nu numai business, ci și viață în general, pentru că până la urmă suntem oameni. Uitați, cineva vă întreabă, dacă mâine îi pleacă un angajat, mă angajează dacă am 47 de ani? Deci vreau să răspund persoanei care v-a pus această întrebare, că la mine calitatea umană nu constă în vârstă. Constă în dorința lui de a face ceva. Deci eu nu pun condiții... Pe lângă pregătire, adică pe lângă faptul că nu poți... Adică
pe mine nu puteți lua angajat acolo, adică nu mă pricep la... Chiar credeți că noi am plecat numai cu oameni care au fost specializați? Deci noi am angajat oameni pe care i-am format profesional pe costurile noastre. Variantă, da. Deci să știți că noi avem foarte mult personal care s-a format la noi. Deci eu îi răspund dumnealui că oricând, dacă vrea să colaboreze cu noi și dacă este din zona unde suntem noi ca firmă, și nu are alte probleme legate de transport sau eu știu ce alte condiții care l-ar putea restricționa puțin în a face prezența la servici, nu constituie pentru mine un impediment să colaboreze cu mine. Deci eu nu am probleme de genul ăsta. Noi nu facem măsuri discriminatorii. V-am spus inclusiv dacă nu este calificat. Cu câți angajați mai lucrați acum? Deci noi suntem, am împărțit activitatea, suntem 3 firme care... Să zicem, interpretați cel puțin de bănci ca grup. Suntem 3 firme care lucrăm sub același acoperiș și împărțiți în creație, marketing, una, a doua firmă producție, propriu zis, care e Mopielul, și vânzarea prin magazine proprii ca activitate top sportul. Noi acum însumăm undeva la 60 de angajați total grup, să spunem. Aici suntem, lucru care vi-l spuneam chiar la începutul emisiunii. Evoluția în personal, care, de unde am pornit, și ce curbe am stabilit împreună. Bun. Magazinele rămân în picioare? Magazinele care reușesc să se țină performante rămân în picioare. Magazinele care nu reușesc să rămână performante din vari motive și plecând de la costul chiriilor, da? Pentru că este un element destul de important și văd că ele nu se aliniază la problemele care sunt, s-ar putea să ne reconfigurăm. Bun, asta depinde și de politica fiscală a statului român, a noului guvern. Zic nou pentru că încă nu așa nu mă... Nu se consolidează. Da. Vedem niște măsuri așa haotice după zi pe alta. Astăzi se zice ceva, mâine aflăm altceva. Din păcate, domnul Ioniță, ne apropiem de finalul emisiunii noastre și nu o să avem foarte mult timp de discutat despre afaceristul Ioniță, prieten al animalelor, sau știți că se zice, domne, câinele este cel mai bun prieten al omului. E, se poate discuta și invers, că dumneavoastră aveți așa o iubire față de animale, în special față de câini. Sunteți președintele unei asociații de protecție a animalelor, asociația se numește Câini Fericiți, Câini Fericiți din, da, Râmnicu Sărat. Și am avut zilele trecute ocazia să vedem la campus un reportaj realizat acolo la dumneavoastră acasă, la Podgoria, unde aveți 2 padocuri, nu? Sau 2 padocuri cu zeci de câini. De unde vine pasiunea asta? Sau de unde... Nu știu dacă pot să-i spun o pasiune. Poate cineva poate să denumească o slăbiciune, dar pentru mine e o liniște a sufletului meu. Acei câini pe care i-ați văzut sau care i-ați văzut în reportaje, să știți că sunt câini abandonați ai Podgorii, ai comunei în care m-am oprit în 2001 și unde am desfășurat activitatea și unde am devenit, să spunem, un om al, cred eu, al satului sau al comunei. Mă, sunteți și consilier local. Da, sunt și consilier local, am făcut și... nu știu, să denumesc imprudența sau dorința de a candida anul trecut și de a încerca să susțin tinerii care trebuie totuși să rămână în comună, pentru că vedeți foarte bine că avem probleme la ce înseamnă popularea și viitorul comunelor. Dar revin la problema dată pe care mi-ați lansat-o dumneavoastră. Acești câini pe care îi vedeți dumneavoastră au fost câini abandonați, pentru că de obicei, știți că românul la sat abandonează câinii pe care nu și-a dorit la marginea satului. Noi suntem la marginea satului și de când am venit, în fața curții mele se abandonau câini. Câți câini aveți acum în grijă acolo? Acum sunt 41 de câini în 2 padocuri și ăștia sunt câinii pe care îi țin la mine în curte. Dar prin asociații, că ați spus de activitatea asociației, mai avem 2 padocuri, unul a iubitorilor de animale din Râmnic, pentru că știți că la un moment dat, când era cu legea Ionuț, era pericolul ca cei care aveau câini să fie luați și eutanasiați, da, și atunci
toți mi-au cerut, domnule, haideți să facem ceva. Am avut un teren, l-am pus la dispoziție și noi cu fondurile noastre am făcut un padoc unde am găzduit acei câini. Cei care erau pe stradă, erau în jurul blocului sau eu știu unde creșteau iubitori de animale și am dus și am găzduit într-un anume loc, într-un padoc. Dar mai avem încă un padoc, pentru că a spus de această asociație pe care o conduc cu o echipă de iubitori de animale inimoși și care vor să rezolve problema câinilor comunitari din Râmnic. Avem un padoc în Râmnicu Sărat în parteneriat cu ATEU, cu primăria. Primăria Râmnicu Sărat. Și ne facem treaba, vă pot spune că am derulat mai multe campanii de sterilizare gratuite, am încercat să aducem fonduri atrase, fonduri din activități cu fundații de profil care au o potențialitate mult mai mare decât ce avem noi în România. Și am reușit să facem câțiva pași împreună, tocmai ca să rezolvăm în Râmnic problema câinilor comunitari. Da. Asta este o zonă în care mă ocup, nu neapărat, spunem, timpul liber, ci doar printr-o trăire pe care de foarte mult nu pot să o definez, de foarte multe ori. Dar eu mă simt foarte bine când, vedeți, mă joc cu căței mei. Da, am văzut și acele imagini și vă și ascult acum și îmi dau seama cât de mult iubiți animalele. Mai rar să vezi că, uite, că până la urmă cheltuiala e proprie. Da, da. 100% banii personali. Da? Adică, nu știu, ce eu trebuie să dai atâția bani pentru... Costă. Hrana, întreținere, tot alea costă. Tot costă. Da, dar... Sunt și spre adopție? Exact. Asta vreau să vă spun. Deci, în general, când se solicită, pentru că noi am promovat adopția din padocuri, când se solicită așa ceva, câinii sunt disponibili, numai condiția când dau un câine la mine este să-l văd că într-adevăr iubește animalul. Deci nu îl ia pentru alte lucruri neomenești. Înțeleg că prin Podgoria nu prea mai sunt câini maidane. Ori mai fi, dar eu am spus clar că am limitat abandonul câinilor, deci cei care l-au direcționat către mine, propriu-zis, clar, da, am rezolvat. Poate dacă i-au abandonat pe cursul unui râu al Râmnicului sau probabil că or mai fi, dar în comună, ca să vedeți, haite, nu mai există. Bun, pe lângă faptul că sunteți și consilierul care sprijini și echipa de fotbal, nu? Una da. Dintre echipele de fotbal. Da. Sunt mai multe echipe? Nu, o singură echipă. O singură echipă are Podgoria. Da, am avut această zonă a sportului în sufletul meu. De ce? Pentru că și eu am fost practicant de sport. Eu am susținut foarte mult activitatea unui foarte mare om și antrenor de judo, Nicu Tivgă, care a decedat acum ceva timp. Mi-a părut foarte rău pentru această pierdere. Eu am susținut două sporturi, judo, prin ceea ce însemnau activități sportive și competiții, pentru că se refereau mai mult la copii și pentru mine educația copiilor e un lucru și a tinerilor e un lucru foarte important, cred că este cel mai important lucru. Iar fotbalul, știți întotdeauna că are foarte mulți susținători ai sportului ca microbiști, nu neapărat ca susținători financiari. Dar știți că trebuie să avem și latura aceea în care dacă putem și avem ceva, să stimulăm un lucru bun, să o facem. Pentru că, nu știu, este pentru liniștea sufletului nostru, până la urmă, că facem și un lucru bun și nu atragem totul numai pentru noi. Totul pentru noi. Trebuie să ne schimbăm puțin viziunea pentru viitor. Trebuie să fim oameni deschiși pentru cei din jurul nostru, nu închiși în noi. Domnul Ioniță, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu precizarea că o să vă mai invităm aici, o să discutăm și mai pe larg, atât din punct de vedere al unui antreprenor autohton, în mediul ăsta agitat, foarte agitat, cât și despre alte subiecte, că din câte vă știu așa, putem să abordăm multe alte subiecte și din alte domenii. De fel, eu sunt deschis și vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care mi-o acordați și mi-ar place ca întotdeauna să avem și subiecte plăcute de discuții și subiecte care fac valoare din noi, din buzoieni și din noi ca oameni care ne simțim unii aproape de alții, pentru că numai așa putem să facem lucruri bune înainte. Nu putem aștepta să ne vină de undeva nimic.
tot prin noi se va face. Încă o dată vă mulțumesc, domnul Ioniță, mult succes în continuare în tot ceea ce vă propuneți. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV. Magda Ionescu vă așteaptă cu o nouă ediție a emisiunii Dealea Buzeanului. Numai bine, la revedere!